zice în Scripturi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, căci a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și mai continuă foarte frumos în Scripturi și zice, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Dumnezeu pune foarte mare preț pe sufletul nostru și vrea să ne transforme, să fim niște copii ai Lui, să avem o părtășie cu El, să lăudăm, ca și cum a fi în cerul, chiar aici din pe pământ. Asta își dorește Dumnezeu. Și Dumnezeu de aceea a venit să-și dea viață, ca să avem o părtășie cu El, să avem o bucurie, după ce avea de anumit frați cu El. Și avem un Dumnezeu atât de minunat. Și mai zice aici în Isaia, și, mai zice așa, mai zice în Isaia 5:6, așa, zice, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul de legii, să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și atunci mult mi-a plăcut, fratele, cum a zis, că mai poate Dumnezeu să mă ierte, da, poate. Dumnezeu de aș fi venit ca să ne ierte păcatele, să ne poarte povele, să ne vindece de boli noastre, să ne libereze, să ne vindece. Dumnezeu e același ieri, azi și în veci. Și Dumnezeu să lucreze. Și aș vrea, în această rugăciune, aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-și facă simțită prezența, să treacă printre rând, să atingă de fiecare inimă și să mângâie tot ce e zdrobit, să mângâie, să repare. Și dacă sunt inimile de piatră, să fim muiate prin Duhul Său cel Sfânt. Hai să ne ridicăm și să facem această rugăciune ca Domnul să